Alina Roboti. Salut. Bravo. Voi sunteți premianții, da? Voi sunteți oamenii care ați reușit o super performanță, Dana Războiu. Spune-ne despre ce este vorba. Păi ei sunt campionii de 10, da? Robotiștii, cum le zic eu, robotiștii. Robotiștii, așa? Și au câștigat în Rusia, împreună cu profesorul Ionuț Pană. Au câștigat locul întâi treci, în Rusia. Domn profesor! Mulțumesc. Și asta e mare lucru, pentru că rușii au roboți foarte buni. După americani, deci, rușii au cei mai buni roboți. Dar uite că au câștigat românii. Deci românii au fost la o competiție de roboți în Rusia, da? Și ei au câștigat marele premiu. Au aici trofeu, da? Da. Bun, asta este trofeu care arată că au venit cu premiu. Spune-mi, despre ce este vorba? Deci ce ați avut în competiția asta de făcut? Este un robot construit de elevi liceeni, da, din România. Noi avem majoritatea copiilor de la Vianu. Ei au construit un robot de luptă. Este o temă care se dă an de an. Robot de luptă? De luptă, fiindcă el se luptă cu alți roboți în teren. Uh-huh. Noi am lucrat copii de mai multe licee. Da. Da. Noi am lucrat începând din luna septembrie. De la alte licee. Non-stop. Și asta e creația lor, unde s-a programat în Java, s-a construit, s-a modelat 3D. Copii, voi sunteți foarte tari. Vreau să fac cunoștință cu voi pe rând, cu fiecare, pentru că sunteți geniile României, nu? Pentru că au mintea sclipitoare, da, nu? Aici? Cum te chem? Ivanov Alexandru. Alexandru, câți ani ai? 17. Mulți ani înainte și de la ce liceu ești? Jean Monnet. De la Jean Monnet. Aici? Ilincescu Ioana. Câți ani ai, Ioana? 15. 15 ani și liceu? Vianu. De la Vianu. Trebuie să spunem așa, să vă cunoască lumea cât mai bine. Auto Vortex scrie aici România. Aici? Vlășeanu Luca, de la Colegiul Național Sfântul Sava, 16 ani. Mulți înainte. Ioana Song, de la Colegiul Național Ion Creangă, 15 ani. 15 ani, foarte tare. Eu sunt Radu Dumitrescu. 17 ani. Mulți înainte, Radule. Eu sunt singurul care nu sunt din București, sunt de la Colegiul Național Barbu Ștefi din Călăraș. Din Călăraș. Da, mă, ești foarte mulțumesc tare. Călărașule. Aici? Eu sunt Victor Brânzan, am făcut 14 ani acum câteva zile. Mulți înainte, ai luat mulțumesc buletinul. Da. Încă nu l-am făcut, e băiatul meu, dar nu l-am făcut încă buletinul, că era în Rusia când e băiatul tău, ce mare, da, e mai înalt decât tine. E mai înalt 14 decât ani. Să știi că anul ăsta am zis că voi și umbla tot anul pe tocuri, voi purta tocuri ca să fiu măcar cât el anul ăsta, că după aceea nu o să mai pot niciun tocuri să fiu mai. Ești foarte tare, să știi. Și e cel mai mic din echipă, Victor. Cel mai mic, 14 ani. Salut, eu sunt Radu, am 15 ani și sunt la Vian. Mulți înainte, Radule. Bună ziua, sunt Ion Rareș, am 18 ani și sunt de la Liceul Național Gheorghe Lazar. Foarte tare, voi sunteți geniile României, cum spuneam ceva mai devreme, pentru că ați luat și premiul întâi în Rusia și vă pregătiți să plecați unde și când? Vom pleca în Africa de Sud, pe 1 martie. Pe 1 martie, adică peste câteva zile în Africa de Sud? Peste câteva zile. Tot cu ei, toți? Nu, doar o parte dintre copii o să poată să vină, fiindcă nu toți își permit. Să meargă și pe la școală, nu? Da. Cătălin, să știi că au vrut să meargă și în Taiwan. A doua zi după ce s-au întors din Rusia, urmau să meargă în Taiwan. Și spuneam domnului profesor, zic, cum să plecați în Taiwan a doua zi? Că e totuși o pentru distanță. Sunt zborurile foarte lungi și e foarte obositor. Știi, lumea zice, vai, sunteți copii plimbați prin lume, ați văzut atâtea, au văzut, dar n-au văzut chiar atâtea, pentru că sunt în concurs câte 3 zile și zboară câte 2 zile. Plecați în martie, deci în Africa și apoi în America, știu? Ne-am calificat deja la unul din campionate în America, în Detroit, și tragem tare în Africa de Sud ca să ne calificăm și în Houston. Sunteți foarte, foarte, foarte tari. Cum îl cheamă pe acest robot? Ia să vedem. Cum? Labiș. Labiș? Da. De ce i-ai spus numele ăsta? Pentru că ni s-a părut foarte interesant povestea scriitorului. Da? Da. Și atunci a zis că și pe robot să-l cheme Labiș, da? Da, și ceilalți roboți au avut toți nume de scriitor și am adoptat aceeași idee. Foarte bine. Spune-mi, ce face robotul ăsta? Păi robotul acesta trebuie să strângă niște cuburi, cuburile acelea, să construiască un zid și, mă rog, trebuie să acumuleze niște puncte. Știi. Trebuie să ia asta și acea cuburi. Vreau să-i dăm drumul, să vedem. Știi care e chestia? Eu vreau să îmi cumpăr un robot și eu urmăresc foarte atent tot ce se întâmplă și eu am văzut și divizia de la Boston Dynamic, nu? Tot cu roboții care fac tot felul de lucruri și vreau să-mi iau un robot să facă dimineața omletă, să-l trimit la cumpărături, să-mi facă curat în cameră și să îmi pregătească hainele ca să plec la serviciu. Se poate? S-o putea. Cum s-o putea? Trebuie să mă ajutați. Am nevoie de robotul ăsta. Păi te ajutăm, cum să nu? Perfect, foarte tare. Auzi, Cătălin, ce te faci dacă peste 10 ani sau 15 ani prezintă un robot în locul tău? Nu e nicio problemă. Abia aștept să stau acasă să iau bani, să nu vin la serviciu, să muncească altul în locul meu. Pentru că eu o să iau banii pe munca robotului. Exact. Foarte bine. Oameni buni, copiii ăștia sunt geniali. Iar acum vreau să-i vedeți cu acest robot care este pregătit să ne arate cât de
Tare. Dar să știți că deci, competiția asta o avem și în România de anul trecut, pentru că eu am o asociație Nație prin Educație, prin care organizăm o competiție între astfel de roboți. Deci stai să le spunem celor de acasă că băieții, Gașca a participat într-o competiție, da, Gașca, cu 27 de echipe concurente în Rusia, nu? Asta în Rusia, corect. Iar în România Rusia. Vor fi 90 de echipe. Deci competiția din România sperăm să fie foarte puternică, pentru că avem foarte multe echipe și e la polivalentă. Dacă vrea să vină cineva la sfârșitul lui martie, în 23-25 martie, e finala națională la polivalentă. Robotul totdeauna luptă într-un ring mult mai mare. Totdeauna sunt patru roboți care se bat pe același cuburi ca să-și construiască zidul. Practic, în competiție sunt patru roboți care se bat să strânge cât mai multe cuburi. Exact. Foarte. Ei sunt conduși totdeauna de către doi elevi. Da? Ei sunt șoferii robotului. Acum are și robotul ăsta ceva emoții, că e la televizor. Da. Are. Și el se descurcă foarte bine pe o spumă specială, dar este un tip de robot. Pac, vine aici și construiește, nu? Da. El construiește zid după zid. Ok. Bun. Ce vrei să pui pe masă cubul? Asta vreți? Ok. Ok. Încet, sus. Ia uite pe băiate. Ok, un pic mai în față. Dă-i. Mai sus, hai. Mai sus. Arde. Bravo. Bravo. Foarte tare. Să știi că multe din piesele astea de aici, din robot, sunt făcute de copii la imprimantă 3D. Deci ele n-au existat. Copiii le proiectează, le fac pe computer și după aia le scot. Foarte le fac să existe. Știi ce vreau să vă întreb? După ce terminați liceul, ce faceți copii? Plecați în străinătate, la școli sau rămâneți aici? Vă zic pe rând. M-am gândit să rămân în țară, să dau la Politehnică. Foarte tare. Tu o să fii șeful Politehnicii. Eu mă gândeam să plec din țară, în Olanda. În probabil, da. Încă nu știu unde, dar mă rog, în orice caz o să mă gândesc. O să te mai gândesc. Și eu o să plec în străinătate, eu aș vrea să plec în America. Tu în America, tu? Mai am timp de gândit, dar în principiu mă gândesc să ies din țară. Momentan la Politehnică, dar și America există o soluție momentan. Deci Politehnică, deci te gândești și la Politehnică. Da, și la Politehnică, da. Eu mai am timp să mă gândesc, nu știu încă unde o să mă duc. Perfect, o să. Și eu mă gândesc tot Anglia sau America. Stai un pic și să-l întrebăm, că are un precean, să-l întrebăm altfel. Unde vrei să te însori? Legat de facultăți, eu am aplicat deja și am fost acceptat la două facultăți din Marea Britanie. Bravo! Să știi că ei acum robotul fac la... Merită aplauze, sunt niște copii geniali, care din păcate după ce termină liceul, ați aflat 80% din ei vor unii să plece. Unii pleacă, alții rămân. Unii au rămas din cei care au fost și anul trecut la competiții și au rămas și sunt la Politehnică studenți acum, acolo unde ei se și antrenează, într-un hub făcut de Nație prin Educație, chiar la Politehnică în București. Foarte tare. Felicitări copii, vă mai așteptăm la emisiune. Mulțumim mult de tot că ați venit. Felicitări, Dana, mulțumim mult. Felicitări copiilor. Numai bine. Știi cât de mult lucrează? Lucrează în weekenduri, nu doar nopțile. Așa se face performanța, Dana. Așa se face. Bravo. Mulțumim mult de tot.